Ca profesor ai o slujbă stabilă, multe vacanțe și chiar un salariu decent. Asta spun candidații la examenul de titularizare cu aproape 30% mai mulți ca în 2023. Recunosc că s-au orientat spre catedră după ce lefurile din sistemul de stat au crescut în urma grevei de anul trecut. Cu un rezultat, peste 7 se pot angaja în școli prin contract cu durată nedeterminată. Storși de puteri, 36.000 de concurenți care vor slujbe stabile în sistemul școlar au ieșit din săli după 4 ore. Păreți mulțumiți! Din aproape 10.000 de posturi vacante, cele mai multe sunt pentru învățători, educatori și personal din creșe. Educator pericultor. Anul trecut am luat doar 6.05 și da, l-am picat. De altfel, la examenul scris al titularizării s-au prezentat 3 tipuri de candidați. Întâi picații de anii trecuți care au profesat ca suplinitori și mai trag un loz. Destul de ușor, trecând prin experiență 8 ani de zile. Apoi sunt cei care fac o schimbare de carieră, de pildă, de la antrenor la... Profesor de educație fizică și sport. Ați alergat mult după postul ăsta? Da. În fine, adevărata gură de oxigen sunt absolvenții din acest an care vin din universități și școli pedagogice, mulți cu note foarte mari. 9,75 media. Dacă tot am antrenat clasa 12, am zis că de ce să nu încerc norocul și la titularizare. Viitorul învățător crede că poate trăi măcar de la lună la lună din salariul de aproape 3.000 de lei ca debutant. Ce te-a motivat să fii profesor de geografie? Sistemul învățământului care e foarte slab și învățătorii și profesorii care nu știu să se ocupe de elevi. Și vrei să fii cu un plus? Să faci misiune cât de multă pentru a avea o țară cât mai mult creștină. Pot deveni titulari doar candidații cu note de la 7 în sus. Peste 5 sunt primiți ca suplinitori. La ce notă vă așteptați? La o notă de peste 7, dar sper să fie peste 5. Nemulțumiți că afișarea rezultatelor de la titularizare programată pe 23 iulie se va face cu nume și prenume. Un grup de candidați a cerut Ministerului Educației ca identitatea lor să fie trecută sub anonimat, argumentând că la fel se procedează și la evaluarea națională și la bacalaureat și că nici măcar după interviul pentru postul de femeie de serviciu în școală, punctajul nu este făcut public. Pe de altă parte, înalți oficiali din Ministerul Educației spun că nu este același lucru să testeze abilitățile de a da cu mătura și pe cele de a preda în fața unor copii și că părinții au dreptul să știe nivelul de pregătire al cadrelor didactice. Anul trecut, numărul celor înscriși la titularizare a fost cu 13.000 mai mic. Jumătate din ei au luat între 5 și 7.